în momentul meu, dar dacă tot a venit vorba și e momentul mulțumirilor, sunt cea mai măsură să mă întind și să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut posibil acest spectacol. Fără ei nimic nu ar fi posibil. Ei sunt aici, sunt printre dumneavoastră, sunt la lumină, sunt la tine, sunt peste tot și sunt în talentul copilului dumneavoastră. Și pentru că Magia Crăciunului este un spectacol de suflet, invităm alături de noi oameni dragi, oameni de suflet, oameni care ne sprijină și permiteți-mi, vă rog, să-l invit alături de mine pe domnul primar Cosmin Necula, care ne onorează cu prezența dumneavoastră și care sprijină activitățile școlilor din Bacău, activitatea Colegiului de Artă, cel puțin, noi suntem recunoscători și pentru faptul că avem tot timpul gratuit această sală cu sprijinul Consiliului Local și, bineînțeles, cu susținerea domnului primar. Mulțumim că sunteți alături de noi. Aplauze pentru domnul primar Cosmin Necula. Să vă spunem, vă mulțumesc din tot sufletul. Sunteți prea generoși cu asemenea prezentare. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care vă aflați în această seară pentru magia acestor sărbători de Crăciun. Felicitări și vă mulțumim foarte mult! Evident că totul nu s-ar fi putut face fără acești deosebiți artiști pe care îi are municipiul Bacău, copiii de la Liceul de Artă, așa cum este cunoscut în municipiul Bacău. Haideți să-i aplaudăm pe toți copiii noștri. Felicitări, dragi copii, felicitări pentru tot ceea ce faceți. Este un mare plus de valoare pe care vă oferiți copiii pentru tot orașul nostru. Sunteți artiștii orașului nostru și vă veți duce peste tot și veți duce și numele orașului nostru. Evident că nu puteau să facă acești deosebiți artiști toate aceste lucruri minunate fără doamna director și fără colectivul didactic al întregului liceu. Felicitări și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc foarte mult!